O să vă prezint astăzi un studiu clinic prospectiv controlat despre eficiența ozonoterapiei ca și terapie complementară în tratamentul pacienților cu COVID-19 și anume în departamentul de terapie intensivă. Și să vă recunosc din start că a fost un proiect îndrăzneț pentru noi, pentru că la ziua de astăzi nu există în literatura mondială proiecte sau proiecte mari sau studii mari, trialuri mari pe pacienții în terapie intensivă de ozonoterapie. Nu am nimic de declarat, niciun conflict de interese. Câte ceva din actualitate, deci dezvoltarea vertiginoasă a pandemiei cu virusul SARS-CoV-2, cu un rezultat mare de cazuri și cifrele vorbesc de la sine, justifică necesitatea explorării și dezvoltării în regim de alertă a unor protocoale terapeutice, identificarea unor metode eficiente de profilaxie realizate prin tratament patogenetic. Practic, zilnic asistăm la un tumult informațional în vederea completării terapiei standarde aplicate. Recomandările clinice, tratamentele precedente și actuale au fost recomandate fie empiric, fie în baza unui număr restrâns de cazuri înrolate, cu metodologii de cercetare precară, referitor la managementul pacientului infectat. De multe ori aceste terapii ne-au lăsat dezamăgiți, să-i zic așa, terapii care au apărut de la începutul acestei pandemii, dar care au mers mai departe și nu ne-au lăsat să așteptăm, să sperăm la rezultate mai bune. Având în vedere numărul tot mai mare de pacienți infectați, este necesară o abordare cât mai eficientă a măsurilor de terapie complementară, care necesită a fi reorganizate în absența unor terapii off-label. În acest sens, ozonul medical poate fi o opțiune validă prin exercitarea acțiunilor sale antivirale și contrastarea disfuncțiilor endoteliale. Acele disfuncții care sunt veriga patogenetică centrală în infecția cu virusul SARS-CoV-2, și modulând astfel răspunsul imun. Până în prezent, nu a fost efectuat niciun studiu prospectiv controlat privind influența ozonoterapiei asupra pacienților cu SARS-CoV-2 în unitățile de terapie intensivă. În acest slide, deci, am expus experiența prepandemică care a demonstrat utilitatea ozonoterapiei, care a demonstrat utilitatea sa de fapt prin scăderea inflamației cu ameliorarea proceselor oxidative tisulare, rezultate cu o regenerare mult prea vădită, reducerea hipoxiei tisulare, scăderea hipercoagulabilității, ameliorarea funcției fagocitare, inhibarea tuturor cascadelor inflamatorii. Efectele benefice ale ozonului utilizat de mai mult de un secol au servit de premize de cercetări substanțiale a potențialilor mecanisme ale amestecului de O2-O3 în lupta cu virusul SARS-CoV-2. În acest slide, deci, am reflectat imaginea de acele potențiale mecanisme nemijlocite prin care ozonul își exercită funcția în infecția cu virusul ucigaș. Deci este preluată dintr-un articol apărut recent în octombrie 2021 și aici aveți sursa de unde poate fi găsit. Deci este toată patogenia virusului și găsim ilustrate frumos toate mecanismele sau acele proprietăți ale ozonoterapiei care pot fi preluate. Deci, în primul rând, se enumeră mecanismul sau proprietatea ozonului și anume cea antivirală. Cu acțiune nemijlocită asupra capsidei virale cu peroxidarea acesteia și inactivarea virală.
la fel, își va exercita rolul și asupra ARN-ului viral cu denaturarea acestuia, astfel și replicarea virală de mai departe, efectiv nu va avea loc. Un mecanism virustatic va rezulta și din modularea factorului eritroid, care va bloca proteina spike, lăsând receptorul ACE2 gol, iar efectiv fuziunea de celulă gazdă nu va mai avea loc. Stimularea metabolismului de oxigen, în acest parametru este valorificat acțiunea antioxidantă tenace a ozonului cu oxidarea citocromului P450 și eliminarea tuturor radicalilor liberi. Proprietatea imunomodulatoare prinde contur accentuat în ultima perioadă și se exprimă prin acțiunea ozonului asupra creșterii producției de interferon, factorului de necroză tumorală, dar mai ales asupra interleuchinei 2, cu rol cheie în cascada de reacții imunologice și blocarea furtunii citochinice. În imaginea dată, de asemenea, observăm un efect nemijlocit asupra plămânului, mai exact asupra alveolei pulmonare, care se rezumă la creșterea rezistenței medii și specifice în căile respiratorii, cu reducerea semnificativă a presiunii transpulmonare. Astfel, vom obține creșterea indexului respirator cu majorarea aportului de oxigen spre membrana alveolo-capilară, precum și atenuarea leziunilor pulmonare ce neapărat vor surveni. Un alt efect numai puțin esențial este cel antitrombotic cu sinteza oxidului nitric și eliberarea din abundența prostaciclinilor sub acțiunea ozonoterapiei. Deci, cum vă spuneam mai sus, am efectuat un studiu controlat, prospectiv, randomizat într-un unicentru compus din 100 de pacienți internați în unitatea de terapie intensivă, divizat în două grupuri. Grupul supus terapiei cu ozon și grupul de control. Ei au fost divizați aleator, absolut aleator, și au constituit câte 50 de pacienți în fiecare grup. Din prioritățile observate, deci ce ne-am pus noi ca scop, au fost, sau toate cele efecte ale ozonului care au fost enumerate, au putut influența, deci, rata de mortalitate. Cel mai important outcome a fost mortalitatea cu siguranță, dar numai puțin importante au fost și durata sejurului în terapie intensivă și spital ca și aspect economic, durata ventilației neinvazive, durata ventilației mecanice, profilul inflamator și profilul oxigenării. Iar efectul ozonoterapiei a fost estimat printr-o analiză multivariată. În imagine avem aparatul propriu zis de ozonoterapie, care și procedura la patul pacientului, schematic fiind cum ea se va efectua, deci se extrage 120-150 de mililitri de sânge pe un substrat de anticoagulant, citratul de sodiu, se ozonează și se reintroduce înapoi. Toate modelele de tratament au la bază protocoalele de lucru stabilite în cadrul declarației de la Madrid, care stabilește principiile de bază ale terapiei cu ozon, iar acestea sunt incluse în softul generatorului de ozon, care îl avem în imagine. Din rezultate, deci chiar dacă observăm o diferență procentuală în cele două grupe de pacienți, în grupul supus ozonoterapiei și cel control, indicatorii după analiza multivariată cu testul HIPAA-TRAT de 0,4, semnificația PI de 0,5 și odds ratio cu intervale destul de largi, nu s-a înregistrat nicio divergență în indicatorii statistici.
Analiza multivariată a duratei ventilației non-invazive cu mediana în locul de control versus lotul cu ozonoterapie care a fost cu aceeași, chiar dacă mediana interquartile range în primul caz este 4 și al doilea este 7, de asemenea nu determină semnificație relevantă, ca de altfel și ceilalți indicatori ai semnificației statistice. În cazul duratei ventilației mecanice, indicatorii semnificației statistice la fel nu înregistrează diferențe. Raționamentul utilizării ozonoterapiei ca tratament adjuvant necesită unele protocoale complet definite și standardizate prin prisma studiilor clinice care cu siguranță vor mai apărea. Vă mulțumesc enorm pentru atenție și mulțumesc Comitetului de Organizare pentru ocazia oferită de a-mi prezenta rezultatele obținute. Ok, thank you very much, Ms.